Bună seara tuturor, dragi ascultători, dragi privitori, vă binecuvântăm în această seară, în săptămâna mare, în săptămâna patimilor. Ne îndreptăm cu pași repede spre ziua învierii. Postul aproape a trecut în întregime. Acum este săptămâna cea mai importantă noi din acest post și vreau să vă ofer o binecuvântare cu tot sufletul. Gândindu-mă la cei care la această oră sunteți în rânduială de post și nu numai așteptând ziua cea mare a învierii. M-am gândit că poate ne va fi bine în această seară să discutăm, poate aveți întrebări, poate mai pot să vă fiu de folos. În orice caz, de fiecare dată când sunt aproape de dumneavoastră și vă împărtășesc cuvântul, și eu mă simt bine, mă simt de folos. Mă simt că vă pot ajuta, nu intru des, dar de fiecare dată când vorbim față către față, parcă este un alt fel de dialog. Ne-ați ascultat în această seară și la Denie, ați văzut că am transmis și slujba de Denie. Nu este atâta audiență la slujba de Denie sau interes ca la taina masului și e păcat mare pentru că Deniile din această săptămână sunt atât de ample și liniștitoare pentru suflet și aș spune și eu, parafrazând pe un jurnalist român, nici nu știți ce pierdeți. Păcat că nu e timp de denie, păcat că n-am prins sensul sărbătorilor din această săptămână, a zilelor, pentru că dacă ne-am face un nou obicei să mergem mai des la slujba de denie, am intrat în ziua învierii cu atâta liniște și pace și n-ar mai fi atâtea ispite. A fost în postul acesta atâta zgomot și atâta rugină. Au fost și în această perioadă încercări grele și cred că dumneavoastră ați trăit la rândul dumneavoastră o stare delicată. Vreau să vă spun că la Sibiu e atât de frumos, la biserica de pe strada Dealului, pentru că de aici vă transmit. Vă spun pentru că începeți să vă adunați din nou, bună seara. Vă binecuvintez pentru această seară și pentru aceste zile de post și vreau să vă spun că avem o mare bucurie pentru că am făcut un nou efort și cu ajutorul lui Dumnezeu, el a fost pus în practică. Ce s-a întâmplat? Am adus daruri care aș putea spune eu că mai nimerite ca în această săptămână nu pot fi. Am în spate o icoană pe care o vedeți și dumneavoastră, încerc să vă prezint mai de aproape. Este vorba de un nou relicvar cu elemente noi față de cel care a fost în luna martie, în care la Sibiu, și nu știu cum veți reuși să ajungeți să vă închinați, eu o să țin acest relicvar inclusiv până vineri, în săptămâna luminată, pardon. Poate reușim să ținem și mai mult, poate chiar până în Duminica Tomii, dar ar fi mare binecuvântare să ajungeți să vă închinați la aceste documente oficiale pe care le vedeți aici și încercați să distribuiți această emisiune, pentru că ceea ce vă prezint eu aici este în premieră pentru mulți care n-ați văzut, daruri extraordinar de mari. De exemplu, aici, vedeți ce este aici? Spinul original din cununa de spin pe care a purtat-o Mântuitorul. Aici este din lemnul crucii Mântuitorului Iisus Hristos. Observați și dumneavoastră, vreau să precizez că toate aceste daruri sunt pecetluite, sunt cu sigilii de autenticitate, absolut toate, pe spate sunt sigiliile la fiecare de autenticitate. Avem, de exemplu, din hlamita Mântuitorului Iisus Hristos, cu care a fost, să spunem noi, îmbrăcat de către roman, se află aici. Aici sunt moaștele Sfinților Petru și Pavel, Pavel și Petru, sunt sfintele moaște ale acestor doi mari sfinți. Este din piroanele pe care le-a purtat, iată trestia cu care a fost bătut Mântuitorul Iisus Hristos. Sunt lucruri care s-au sfințit și au devenit adevărate altare
Acestea sunt ca sfintele moaște de puternice în har, pentru că ele, de fapt, au participat la calvarul acela deosebit, care a fost greu, dureros, deosebit față de restul oamenilor, în ferocitatea lui deosebit, nu în sensul bun al cuvântului. Pentru că Hristos a suferit o pătimire grea, a suferit umilințe imposibil de redat în cuvânt. Avem din sfintele Piroane, așa cum v-am spus, care au fost în mâinile Mântuitorului Iisus Hristos, și de asemenea din giulgiul cu care a fost înfășurat. Toate acestea se află, iată, vă apropiu cu lemnul crucii Mântuitorului. Vă dați seama, în premieră, unii dintre dumneavoastră niciodată n-ați văzut atât de aproape lemnul din Sfânta Crucea Mântuitorului, acest fragment, chiar din crucea care a purtat-o Mântuitorul Iisus Hristos pe Via Dolorosa. Încerc să filmez, sunt singur la această oră în biserică, filmez eu cu neputințele mele, să spun așa, la filmat, dar încerc să vă fac mai aproape pe dumneavoastră și să vedeți lemnul crucii Mântuitorului. Cred că în această seară intră în casa dumneavoastră binecuvântare mare de la Sibiu, pentru că cei ce urmăriți acum veți primi har. Eu vă arăt lemnul crucii și haideți să ne facem cu toții semnul Sfintei Cruci și să mulțumim lui Dumnezeu de această posibilitate de a vedea în direct de la Sibiu, de la biserica de pe strada dealului, lemnul pe care a fost Mântuitorul Iisus Hristos răstignit. Aveți, dragi prieteni, acum în fața dumneavoastră o imagine unică și superbă cu lemnul crucii Mântuitorului. Iată cum arăta, iată ce a dus Hristos pe umeri, iată crucea care a purtat-o pentru păcatele noastre, și după 2000 de ani acest lemn îl aveți în fața dumneavoastră cu bucurie ca să vă dea binecuvântare. V-am arătat lemnul care a fost Mântuitorul răstignit, pe care a fost răstignit, îl aveți la Sibiu. Dacă puteți da mâine sau joi o fugă până la Sibiu, de ce nu și în Vinerea Mare să atingeți chiar lemnul crucii Mântuitorului? Ați văzut ce fragment important se află, și dacă puteți distribui această emisiune, hai, vă rog frumos, ajutați-mă și pe mine, pentru ca să puteți să poată și alți credincioși și privitori să asiste la acest eveniment, la această mărturie a noastră, că avem la biserica de pe strada Dealului, din această zi, de fapt de ieri, de când au sosit, lemnul pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Puteți veni să-l atingeți în această săptămână, să luați har. Eu tocmai v-am arătat o imagine extraordinară și nu cred că e ceva mai ceva ce să nu vă stimuleze în aceste zile ca prezența Sfântului Lemn al Mântuitorului Iisus Hristos aici la Sibiu, cu fragmente din Sfintele Piroane, din spinul de pe coroana de spin, toate sunt cu documente originale, cu peceți originale, ca să le puteți vedea, ca să le puteți trăi, ca să vă puteți închina, să puteți să aveți bucurie și să puteți să simțiți tărie. Însă și faptul că vă transmit la această oră, dragi prieteni de la biserica de pe strada Dealului, și vă arăt această icoană, acest relicvar care se află în spatele meu, cu aceste daruri deosebite, înseamnă că în casa dumneavoastră acum primiți binecuvântarea lemnului sfânt pe care a fost Mântuitorul Iisus Hristos, crucea sfântă, crucea care ne apără împotriva diavolului, crucea la care veniți să vă închinați, biserica fiind deschisă. Mâine, poimâine, dați o fugă și în ziua de vineri, dacă vreți și în sâmbătă, săptămâna viitoare, dacă nu, luni, treziți-vă după ziua de Paști și veniți la Sibiu, pentru că este mare dar și mare binecuvântare. Iubiți prieteni, în această seară începem privegherea împreună cu îngerii
veghem lângă crucea Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că săptămâna este teribilă. Ați fost chemați, dragii noștri, să puteți să primiți aceste bucurii de către Mântuitorul Iisus Hristos. Doamna Delia Ilia, sărmâna Părinte, în sfârșit vă prind în direct, am distribuit, mulțumim Părinte pentru tot, multă sănătate. Doamna Delia Ilia, sunt foarte multe opreliși ca noi să mai intrăm în casele oamenilor, sunt foarte multe, vă rog să-i distribuiți toți, pentru că dacă nu distribuiți, nu mai intră în casele oamenilor, noi suntem cenzurați, dragii noștri. Pentru că o emisiune sau ieșirile noastre în live întotdeauna aveau sute și sute de oameni și nu spunem noi acum că dacă ne-ar fi scăzut nouă, să spunem noi, capacitatea sau așa, ziceam, nu mai suntem noi în stare să transmitem un mesaj, dar sunt zeci de oameni care ne scriu, doamna Delia Ilia, și ne spun că nu mai reușesc să vadă emisiunile noastre, transmisiile noastre live, nu reușesc pentru că se întâmplă ceva. Nu vreau să-i agit spiritele în această săptămână mare. Dacă vreți să mă ajutați și dacă toți în momentul acesta ați distribui și ați da oarecum peste nas, să spunem noi, celor care ne cenzurează și care fac imposibil ca noi să fim anunțați când intrăm în transmisiune directă, se aprindeau imediat beculețele, să spunem noi, în telefoanele multor oameni care primeau, pentru că noi avem peste 90.000 de urmăritori ai acestei pagini, care sunt prietenii acestei pagini, ceea ce este foarte important. Nu sunt moaștele domnului Alex în permanență acolo, sunt doar temporar. Eu încerc să le țin până pe sfârșitul săptămânii luminate, până pe joi, pe vineri, hai încerc, poate până în duminica Tomii. Încercați să veniți dacă puteți săptămâna aceasta sau dacă nu, pe săptămâna viitoare. Repet, ce găsiți în acest relicvar care se află aici și la ce vă puteți, că nu trebuie să mergeți în Ierusalim, am spus că Ierusalimul oarecum s-a mutat la Sibiu, puteți găsi niște daruri foarte frumoase, vă citesc, de așa cum le-am notat aici, pentru că se află în spatele meu. Deci, fragmentul din lemnul crucii Mântuitorului. Aveți acum în acest moment, ați văzut ce fragment important din lemnul crucii Mântuitorului. Deja se vede că oamenii distribuie pentru că crește. Mulțumim, doamna Cristina, se vede că ați distribuit. Toți cei care distribuiți acum această emisiune, facem să trecem peste cenzura care este dată împotriva paginii noastre Luminărină. Din coroana de spini avem un spin. Din Sfânta Hlamidă, atenție, acea hlamidă roșie cu care a fost Hristos îmbrăcat de către soldații romani, dar țineți cont, noi ne închinăm la ele pentru că ele s-au sfințit pe trupul Mântuitorului și au devenit făcătoare de minuni. Avem din Sfintele Piroane, din Sfânta Tăbliță Inerei, știți unde scria deasupra pe cruce Inerei, Iisus Nazarineanu, regele iudeilor. Avem un fragment din Sfânta Iesle de la Betleem, original din Sfânta Iesle. Fragmente din Sfinții Apostoli Petru, Pavel, Tadeu, Bartolomeu sau Bartolomeu, Iacov cel Mare și Iacov cel Mic. Toate acestea se află în relicvarul pe care încă o dată vi-l arăt. Se află aici în spatele meu și vă rog să priviți așa. Deci pe centru se află Sfânta Cruce. Iată, vă arăt Sfântul Spin de crucea. Sfântul Spin, deci acolo unde a fost Mântuitorul Iisus Hristos, coroana de spin pusă pe capul Mântuitorului Iisus Hristos, din Sfânta Hlamidă, din Sfintele Piroane, care sunt din Sfintii Moaște, de la Sfinții Petru și Pavel, chiar trupurile Sfinților Petru și Pavel le puteți găsi la Sibiu și este un dar mare, foarte, foarte mare. Merită să veniți să-l luați, să vă închinați la acest relicvar, să vă rugați în fața lui, să atingeți, iată, ating pentru dumneavoastră Sfânta Crucea Mântuitorului Iisus Hristos, ce dar mare este, ce dar mare, iată, cu degetul meu, să ating în acest moment Sfânta Crucea Mântuitorului Iisus Hristos. Și pentru dumneavoastră vreau să fie harul, să vină, priviți lemnul crucii Mântuitorului Iisus Hristos, aveți ocazia să vă atingeți personal cu fruntea, cu creștetul, cu inima, să veniți, dragii noștri, pentru că relicvarul din ediția trecută care a fost îmbogățit, a fost adus special pentru ca să fie pentru dumneavoastră posibilitatea să vă sfințiți.
prin aceste daruri minunate și dumneavoastră vă sfințiți la Sibiu, vor fi aceste daruri, le găsiți la biserica de pe strada Dealului din Sibiu și dacă veți reuși să veniți să vă rugați la ele, nu numai să le atingeți, să vă puneți în genunchi, să luați mir din candela acestui relicvar. Noi nu luăm mirul din relicvar, ci din candela care străjuiește, pentru că unde lemnul care stă și stă aprins, când candela stă aprinsă, întotdeauna primește harul acestor, darul acestor mărturii, ce să spunem, testimonii, lucrări extraordinare pe care, cu care ne bucurăm. Spune cineva că nu avem semnal. Eu cred că se aude destul de binișor. Spuneți-mi și dumneavoastră dacă ne auziți în acest moment și dacă avem semnal, pentru că s-ar putea să fie semnalul bruiat din alte părți sau în alte transmisii. Eu am un semnal destul de bun aici la biserică. Bună seara, Părinte Cătălin, Sfintele Moaște ale Sfântului Spiriton, când le aduceți, mulțumim, Părinte. Deocamdată, nu știu când aduc moaștele Sfântului Spiriton, știu că în mai o să vă aduc o icoană extraordinară, nu vă spun despre ce este vorba, în a doua jumătate a lui mai. Da, vă auzim, se aude, Părinte, se aude foarte bine, înseamnă că semnalul este probabil undeva bruiat. Vă dați seama, dacă noi nu intrăm în casele credincioșilor noștri din 90.000 de prieteni, care avem imposibil la această oră doar 154 să primească, cel puțin de curiozitate ar fi intrat, să zicem, oamenii câteva secunde, 5, 4, 3, 2, 1 și s-ar fi înmulțit aici lumea. Cred că, din păcate, trebuie să acceptăm și lucrul acesta. Vă așteptăm, doamna Ilea, să veniți la Sibiu. Mă bucur, iată, cineva ne spune că vine la Sibiu și pe dumneavoastră vă aștept să veniți la noi, la Biserica Dealului, pentru a vă închina, pentru a vă închina la relicvar. Se aude și la Roma. Mulțumesc foarte mult pentru că se aude și la Roma. Dacă ne auzim și la Roma, și la Iași se aude foarte bine. Iată, din toată țara, din toată lumea avem prieteni. Fraților, pentru Sfintele, pentru a face milostenie, asigurând o masă caldă de Sfintele Paștelor Nevoiași, donații se pot face la pancarul bisericii sau în cont. Știți că am o mare dorință și vreau să mă ajutați și dumneavoastră, din nou cer ajutorul, pentru că nu poți fără oameni. În ziua de Paști vreau să dau la toți oamenii necăjiți, sărmani, nu numai oamenii străzi, dacă sunt oameni bătrâni care au pensie mică, dacă sunt copilași care nu-și pot permite o mâncare bună în ziua de Paști, oameni mai necăjiți, mai sărmani. Vreau să le dăm la Biserica Dealului și am comandat deja câteva sute de porții de mâncare, să facem o masă frumoasă, împărătească pentru toți oamenii care n-au cu cine să stea la masă în ziua de Paști. Pot veni la biserica de pe strada Dealului. Vă rog, sibienii, dacă știți o bătrânică care e mai necăjită în bloc, dacă știți copii, oameni care nu au pe nimeni, vă rog foarte mult să le transmiteți că îi așteptăm de la ora 14 în ziua de Paști și vă rog foarte mult, ajutați-mă să pot plăti această masă până la capăt, pentru că am comandat câteva sute de porții de mâncare, vom avea pentru toată lumea, donații se pot face în cont, scrieți-mi pe Messenger. Cei care doriți să dați masa la azilul de noapte în zilele următoare Sfintelor Paști, sau pentru că și atunci, deja pentru Sfintele Paști avem, dar la azilul de noapte, vreau să vă spun, la cei 40 de sărmani pe care îi avem acolo, aici vrem să facem pentru alții. Vă rog frumos să mă sprijiniți, vă rog frumos să mă ajutați, vă rog foarte mult, că mâine mai putem, că după aceea se închide la bancă, mâine, poi mâine, miercuri, joi, dacă puteți să mai trimiteți ceva, să pot să fac față la acest demers deosebit. Și să nu uitați că noi avem și proiectul cu oamenii străzii pe care trebuie să-i îngropăm, care sunt morți și stau în frigidere pe la morgă și care vin. Cei care doriți să ajutați în continuare să îngropați un om al străzii care nu are pe nimeni,
scrieți-ne pe Messenger și putem să îngropăm, putem să nu-i lăsăm acolo. I-am scos pe toți cei care au fost până acum, i-am îngropat, oameni de bine, au scris fiecare, eu vreau să îngrop un mor, părinte, eu vreau să fac, să dau o donație pentru un asemenea om care n-are pe nimeni, care n-are o rudă, care n-are un nepot, care n-are pe cine să-i ducă nici lumânarea, să ia un colac și să-i facă o slujbă creștinească. Noi, preoții și credincioșii dumneavoastră, ne strângem rândurile și vom face față la acest eveniment, la aceste evenimente triste, ne vom aduna și vom face să fie bine. Puteți face milostenie asigurând o masă caldă de Sfintele Pașcelor nevoiași. Donații se pot face la pangar sau în cont. Scrieți-ne și vă trimitem contul, vă spunem în cât puteți, cum ne puteți ajuta, dacă sunteți și oameni din Sibiu care ne pot aduce, aici, mai aproape, vă rog foarte, foarte mult. Fraților, în această seară am vorbit de femeia păcătoasă care a spălat cu lacrimi cinstitele picioarele Mântuitorului. Lacrimi, lacrimi, lacrimi și lacrimi. Dar lacrimile de umilință sunt lacrimile iubirii. Sunt lacrimile milei. Toți trebuie să avem în această săptămână umilință. Nu putem să intrăm în sărbătoarea învierii fără umilință, ca să ne pară rău fără de legile noastre, de păcatele noastre. Femeia păcătoasă a primit dreptul de a turna mirul pe sfintele picioarele Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că, vedeți dumneavoastră, și noi ne împărtășim fără să ne pregătim, fără lacrimi, ne împărtășim și ne spovedim doar din rutină și este foarte greu, este foarte grav, nu știu cum să spun, nu e bine, pentru că dacă noi mergem la spovedanie doar așa ca să ne rânduim și să ne împărtășim și nu avem dragoste de Dumnezeu, nu va fi bine. Am adus tocmai pentru a crește dragostea de Dumnezeu și dragostea de pocăință, am adus acest relicvar sfânt pe care vi-l arăt din nou, dragii noștri, pentru că sunteți mulți care vreți să mai vedeți. Vedeți, în spatele meu aici se află fragmentul din crucea Mântuitorului Iisus Hristos la Sibiu, care vă așteaptă să veniți să vă închinați. Vă rog foarte mult, faceți-vă bucuria aceasta dumneavoastră, nu trebuie să veniți pentru mine, nu trebuie să veniți pentru că vă rog eu, ci pentru că dumneavoastră aveți nevoie să vă atingeți de Sfânta Cruce a Mântuitorului. Suntem slabi, suntem atât de vulnerabili la toate relele și la toate bolile și se apropie boli grele peste fiecare, pentru că trupul nostru a slăbit, trupul în această lume plină de stres, de oboseală, de blesteme, se fac blesteme, oamenii se blesteme unii pe alții. Sunt atâția oameni care se vorbesc de rău, se spurcă unii pe alții. Ce este lucrul acesta? Blestem. Fraților, haideți să oprim blestemele acestea care sunt în lume. Haideți să oprim cumva blestemele, să nu mai blestemăm. Știți că un blestem se leagă, un blestem imediat intră în corpul omului și aduce boală. Noi ne îmbolnăvim pentru că suntem blestemați de multe ori. Când ai înjurat pe un om și înjurăm foarte mult, în poporul român se înjură din păcate foarte, foarte mult, înjurăturile, injurile sunt blesteme adevărate. Ne dăm răului și răul n-așteaptă și vine diavolul și vine în trupul tău și vine în casa ta și vine în viața ta și vine în copiii tăi și vine în părinții tăi. De aceea, dragii noștri, dacă noi acceptăm blestemul și noi ne solidarizăm și îl transmitem mai departe altora, pentru că la rândul nostru ne enervăm și spunem vorbe amare, nu facem decât să transmitem din gură în gură și din inimă în inimă pe diavol, îi facem poligon diavolului, îi facem un culoar liber pe care intră în corpul nostru și demonizarea în oameni este tot mai actuală. Uitați cât de agitați sunt oamenii. Uitați-vă, iertați-mă, copiii erau totdeauna, se spune la copii că nici nu, să nu-i spovedești până la 7-8 ani. Acum eu vă spun, e un sacrilegiu să spun, să te atingi de un copil și să spui că el ar fi păcătos, dar nici copiii nu se mai spovedesc cum trebuie. Pentru că nici copiii au început să facă păcate atât de mari și atât de fragete, vin la taina spovedaniei și mărturisesc păcate trupești de la o vârstă atât de fragedă, au o precocitate sexuală incredibilă, o poftă de
de dragoste din asta, de dragoste care se întâmplă de obicei între adulți. Eu îi iau foarte repede pe drum, drumul acesta, îi iau foarte, foarte repede, își consumă seva tinereții, energiile, își canalizează mințile, din păcate, în ce? În lucruri care doar maturile pot face, pentru că dragostea aceasta în care tu, ca bărbat, te duci spre o femeie sau o femeie vine spre bărbat, este o dragoste pe care doar un matur poate să o însușească, pentru că ea consumă timp, consumă psihic, consumă bune și rele. Pentru că într-un cuplu nu este o paciște cum e, mai ales în ziua de astăzi, când există sentimentul acesta, dragostea este confundată cu posesivitatea. Adică te îndrăgostești ca să posezi mai mult, cum spunea Sartre, este o posesiune, adică încerci să îl iei pe te apropii, te îndrăgostești, te duci spre celălalt doar ca să-l ai în subordinea ta, sigur că dăruindu-i fără afecțiune, pentru că și păcatele trupești se fac astăzi fără afecțiune. Se fac, nu se mai face din dragoste. Tinerii între ei, că așa e rutina, soții între ei, că așa e datoria, asta nu e datorie. Datorie este acolo unde iubești și unde ai cu adevărat de dragoste. Acolo, pentru că acolo e curvie unde nu faci, unde te duci și faci lucrurile acestea doar din obligație, doar pentru că toată lumea le face și doar pentru că lucrurile acestea sunt la modă. Sunt lucruri grele pe care dumneavoastră poate ați trecut de o anumită vârstă și nu mai vreți să le știți, dar poate aveți nepoți, dar poate aveți copii, dar poate că nu știți ce-i de făcut. Post, rugăciune, rugăciune, rugăciune multă. Mergeți la Sfintele Moaște, mergeți, iată, este crucea Mântuitorului Iisus Hristos, a ajuns la Sibiu, a ajuns aceste daruri extraordinare, Sfintele Piroane, care au fost în palmele Mântuitorului, care au devenit jertfă pentru noi. Atingeți-le și puneți fruntea și puneți inima și puneți rugăciunea pentru copiii dumneavoastră. Privegheați în biserică, veniți și citiți acatistele. Eu n-am văzut un credincios al bisericii noastre, nu am văzut să vină să citească acatistul Sfintei Cruci în Biserica Dealului din Sibiu. Nu l-am văzut, sunt apatici. Doar dacă îi țin eu în priză, doar dacă mă duc eu spre ei și le spun ce au de făcut, n-am văzut pe unul să vină. A venit Sfânta Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos să vină să stea în genunchi aici, să se roage. Poate nu i-am văzut eu, dar au devenit atât de slabi după pandemie, nu mai au evlavia de altă dată și foarte mulți credincioși constat ca duhovnic că efectiv, deși vin la evenimente, deși vin la slujbe, totuși nu au inițiativa rugăciunii. Nu-i vezi cufundați în rugăciune, nu-i vezi să stea cu genunchii plecați în podelele bisericii, să coboare harul peste ei și sunt plini de probleme. Trebuie să le dai canon și întotdeauna așteaptă canon și dacă au terminat canonul nu se mai roagă și dacă le-ai dat canon și acela este greu și dacă nu-l dai canon o spun... Părinte, mă duc la un alt duhovnic și se umblă din duhovnic în duhovnic, fac schimburi de duhovnic, se duc la mănăstiri, dar nu au, degeaba le schimbă, degeaba se duc, de exemplu, de la, eu spovedesc pe unii și spun, da, părinte, săptămâna aceasta am fost că am auzit că e un părinte foarte bun acolo, foarte bine, toți sunt mai buni ca mine, nu asta se pune problema, dar știți care e problema? Că eu îți dau un acatist, celălalt îți dă alt acatist, altul îți dă alt acatist, pe care îl alegi? Aici intervine deja harababura. Numai dacă n-ai un singur duhovnic de care să te ții, de care să te duci, și nu faptul că îți dă un duhovnic, pentru că toate acatistele sunt bune, dar să te văd pe tine adâncit în rugăciune, să te văd ca în dragoste că ești cuprins de ea, simți omul când nu este nici în rugăciune, cum simți omul când nu iubește cu adevărat, nu e în dragoste, nu e cuprins, nu este afectat, nu se orientează. Omul spre tine, când te iubește, se orientează spre tine. Când îl iubește pe Dumnezeu, se orientează spre Dumnezeu. El face rugăciunea doar pentru că are un canon și are un scop. Și din cauza aceasta nici harul nu coboară. Pentru că chiar dacă faci ascultare de duhovnic și îți dă canon de rugăciune, tu dacă îl iei doar dintr-o obligativitate și nu din dorința personală de a te sfinți, de a deveni mai bun, de a crește în tine, de a exploda în tine posibilitățile dragostei, posibilitățile iubirii, posibilitățile rugăciunii, de a exploda în tine nevoia de a te apropia de Hristos
Și această săptămână este o săptămână seacă din punctul multora de vedere, pentru că ei nu se apropie de crucea lui Hristos, ei se apropie doar de Paște, nici nu se spune Paște, ca să spunem lucrurilor pe nume, este foarte creștin să spui Paște, Pască, Paște și așa mai departe. Sau Paște fericit, este o afirmație proastă, este o afirmație greșită. Se spune sărbătoarea învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și spui, Hristos a înviat și răspuns adevărat a înviat. Paște fericit, deși e vorba despre, Paște înseamnă în limba ebraică trecere. Îi spui trecere, da, noi considerăm că trecem de pe un tărâm pe altul. Dar să faci din aceasta un salut și toată lumea să pască și toată lumea cu Paște și toată lumea Paște, 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 trebuie să ne scoatem din limbaj cuvinte pe care noi nu le stăpânim înțelesul și nu le stăpânim conținutul, nici nu știm măcar ce înseamnă. Dar spunem Paște, 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 Paște. Haideți, fraților, să vorbim cristic, să vorbim Hristos a înviat, să ne apropiem de rugăciune, să stăm în această săptămână să citim acatistul patimilor, să priveghem. De aceea am adus acest relicvar la Sibiu, vi-l arăt încă o dată pentru că este minunat, mă îndrept cu telefonul, iertați-mi faptul că nu sunt singur aici în biserică, lumea a plecat acasă, este obosită, e firesc după o zi întreagă, iată, Sfânta Crucea Mântuitorului a sosit la Sibiu așteptându-vă să vă închinați. Uitați ce dar mare! Priviți crucea pe care a stat Hristos, priviți lemnul sfânt pe care a pătimit pentru noi și pentru păcatele noastre. Fără de acest lemn și fără de jertfa, uitați, pe bucățica aceasta de lemn a stat trupul Domnului nostru Iisus Hristos, a stat Dumnezeu. Dumnezeu a stat pe această bucată și ea se află acum la Biserica Dealului din Sibiu. Păi aș fi alergat acum la miez de noapte, aș fi venit să ating. Cum? Crucea Domnului este acolo. Au stat apatici, trec, povestesc prin biserică credincioșii noștri, intră ca vodă prin lopotă, nici nu-și mai dau seama ce se înseamnă aici. Ar fi trebuit să spună să priveghem, Părinte, noaptea să stăm. Să stăm nopțile, să stăm în rugăciune, să stăm cu foc. Ăștia sunt creștinii. Din cauza că nu avem astfel de creștini care să se bucure și să se roage, lumea a ajuns cum e. Creștinismul este pe ducă, creștinismul este în cădere, nu Hristos este în cădere, ci creștinii și creștinismul pe care îl practică. Creștinii la această oră nu mai au dragostea de cruce, dragostea de rugăciune, dragostea de bucurie, de bucuria de a fi. Ne culcăm pe ureche și spunem, vedem câteva succese ale creștinismului și câțiva duhovni și spunem, lăsați, Părinte, că nu e în firea noastră să facem ordine, să e bine totuși. Sunteți câțiva care sunteți credincioși și vă mai rugați, vă felicit. Dar gândiți-vă, sufletul nostru arde pentru că, de fapt, lumea este pe un topogan. Ne ducem în jos, ne ducem cu disperare în jos. Vreau să fac bine săracilor. De ce vreau să fac bine săracilor? Ca să vă facem casă în cerul. De ce vă spun să ne ajutați să trimiteți și niște donații? Pentru că mai sunt două zile când puteți să ne ajutați să facem acea masă, să strângem toți săracii într-o zi de Paște, de spunem noi fericit pentru ei, că pentru noi este Hristos a înviat. Așa spune, păi de Paște fericit să le facem și noi fericit. Nu, haide să înviem sufletele lor, nu să-i facem un Paște fericit. Să-i vedem fericiți că vin la biserică și îl văd pe Hristos, când mânuțele celor care îi vor servi cu mâncare și vor zice, de când n-am mai stat și noi în ziua sfântă a învierii, de când n-am mai stat și noi cu cineva la masă. Și să vă puneți și dumneavoastră creștinii să stați la masă cu ei, să vă puneți cu ei și să vă simțiți bine lângă ei, lângă oamenii săraci. Acesta este creștinismul adevărat. Alt creștinism nu există. Ateii sau cei care sunt împotriva noastră a bisericii și ne caută să ne atace, să ne răstignească, să ne lovească, să ne ia din copilărie păcatele, vorbesc și spun că noi nu mai avem un creștinism practic, un creștinism al iubirii, al milei. Se uită și spun, păi biserica nu face nimic. Uite acum biserica vrea să facă. Poftiți, biserica vrea să facă la biserica de pe strada Dealului. Vrem să dăm mâncare celor sărmani. Ajutați-ne și dumneavoastră că biserica nu sunt eu. Biserica nu sunt numai eu. Eu sunt cel mai mic și cel mai insignifiant dintre toți. Dar eu vă provoc și vă spun, haideți să facem Sfintele Paști de anul acesta
într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Am cerut oamenilor să vină, haideți să aduceți câte un cofrag de ouă oamenilor, că este, nici nu știu cât este, 15 lei un cofrag de ouă. Până acum n-am privit decât un cofrag și jumătate, două cofrage. Măi, fraților, dar ce așteptați, nu înțeleg, ce trebuie, ce trebuie să mai strici, să mai ceri, să mai urli, să te pui în genunchi pentru ca oamenii să poată face și ei un bine. Haide să facem la toți săraci, să facem la toți oamenii, să le facem și un ou roșu, să le dăm niște brânzică. Stau și m-au ascultat că i-am văzut și aici cu turme de oi. Au, că i-am văzut pe transmisie directă, dar n-ar fi zis unul, vă trimit și eu, părinte, 10 kg de brânză. Rupeți, măi, oameni, că dacă rupeți pentru săraci și pentru Hristos, o să vă dea anul acesta înzecit Dumnezeu și la anul însutit, că dați pentru cei care au nevoie. Așa se face. Cu milă și cu bucurie se fac lucrurile bune. Încercăm să facem case în ceruri. Dar când noi credem că dacă acum dau de acolo, n-am mai am ce să vând, suntem negustori, nu mai am, nu mai scot banii, nu mai pot să-mi fac o casă prin mărginimea Sibiului cu castele din acelea, cu țurțuri și cu ghirlante și cu toate, ca să intre oile în ele, că nu intre sufletul nostru și bucuria noastră. Ar trebui să le vindem acelea și să le dăm săracilor, că nu ne-am ales cu nimic, numai necazuri și suferințe, dureri pentru mândrie. Mândri am fost, mândri vom muri și nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Mândriile ne costă. Așa am fost învățați de copii să fim mândri, să ce zice lumea, și din cauza lumii ne-am îmbolnăvit, de gura lumii. Când lumea s-a întors împotriva noastră, că alții s-au întors și ne-au criticat și ne-au judecat, am făcut infarct de supărare, că vezi, Doamne, ne critică lumea și ne judecă lumea. Cu lumea trăim, cu vecinii, cu cei care ne-au judecat întotdeauna, cu cei care ne-au criticat pentru că depindem de ei. De ce nu veniți la Hristos? De ce nu veniți la Maica Domnului să vă rugați în această săptămână? De ce stați acasă când sunt denile, când aceste slujbe extraordinare? De ce nu veniți să le savurați, să le trăiți dragostea, să le trăiți bucuria? De ce nu răspândiți lumină? De ce nu răspândiți iubire? De ce nu răspândiți focul Harului Duhului Sfânt? Ce fel de sfinte sărbători ale Învierii pot fi acestea fără de Hristos? Ce putem să mâncăm? Ce să facem la masa pascală? Stăm o săptămână prin moluri pentru ce? Pentru niște haine trecătoare, pentru niște acțibilduri trecătoare pe care vi le pune și noastră femeile pe față și nu sunteți mai frumoase, nu sunteți mai frumoase, că trebuie să învățați de la Maica Domnului frumusețea. Frumoase sunteți când mergeți și stați cu evlavie în fața Maicii Domnului. Sunteți frumoase pentru cei care sunt păcătoși, pătimași și desfrânați. Pentru ei sunteți, dar pentru oamenii adevărați, pentru îngeri, pentru sfinți și pentru Maica Domnului, frumusețea stă în evlavie, în rugăciune, în milă, în jertfă, în răbdare, în dragoste, în seninătate, cum și un preot. Frumos este atunci când trăiește cu tot sufletul cuvântul lui Dumnezeu, când îl mărturisește din adâncul ființei sale, când iubește din adâncul ființei sale și își dă sufletul pentru dragoste, pentru oile sale. Turma trebuie condusă pe drumul mântuirii. Iubirea nu se scrie doar ocazional, în funcție de capricii. Am spus credincioșilor mei, la un moment dat le scriam pe grupul lor de WhatsApp și le spuneam într-o zi, chiar în felul următor: voi vă treziți dimineața și nu vă bucurați de soarele care este în ceam. Vă doare burta și vă doare capul. Și datorită acelei dureri nu mai puteți ieși din egoism. Iar cei dragi, îngerii voștri așteaptă dragostea, nu vreți să dați. Nu vreți, e păcat. E păcat pentru că dragostea este o singură dată, unică, infinită și irepetabilă. Este irepetabil, nu mai puteți repara. De-abia când nu mai aveți, de-abia când o pierdeți, de-abia când o aruncați, pentru că voi o aruncați la coșul istoriei, voi o țineți în corzi, voi o țineți în colți, voi o țineți în gheare, voi o condiționați în permanență. Această iubire după care ați fugit o viață întreagă, pe care ați preo pierdeți și nu vă dați seama ce frumos este să iubești, să te duci la cel sărman și să-i spui, ești fratele meu, și să-i dai un blit de mâncare, să mănânci cu el în ziua de înviere. Ce o să zică familia? Ce să zică familia? Ce să facem? Familia, știți ce face familia, dragii noștri?
unde pot dona. Venim acasă de Paște la Sibiu. Aș vrea din tot sufletul să doresc ceva cuiva care chiar are nevoie. La ora 14 până la ora 17, ziua de Paște, este biserica deschisă, dă masa săracilor, ciorbă, felul 2, tot ce putem le vom da, masă caldă, nu așa să ne batem joc, le dăm o masă caldă. La biserica de pe strada Dealului va fi în fiecare seară zi deschisă, pentru că avem aceste daruri și în ziua Sfintelor Paști, de la ora 13 suntem la biserică, până seara târziu vom fi în ziua de Sfintele Paști, vom aduce săracii, Doamne dă să vină, anunțați-i Sibien pe toți săracii, pe bătrânelele care au pensie mică, pe familiile cu copii, familiile nevoiașe care aveau un salariu sau două, să vină aici la biserică, că le dăm de mâncare, le dăm o masă caldă. Facem toate eforturile, ne-am organizat deja, v-am spus, încerc să adun, poate oamenii mă ajută și mai dau câte o donație, să putem plăti toate aceste câteva sute de porții de mâncare, dar să fie, facem mâncare bună, facem o ciorbă de miel, facem o tocăniță de miel, facem sarmale, să mănânce oamenii bine și să știe că ei nu sunt paria societății, nu sunt la marginea societății, nu sunt în istoria societății, nu sunt așa cum ne zicem noi, săracii de ei, săracii de noi. Îi vom lua în brațe, îi vom purta, îi vom servi cu mânuțele noastre la masă, în ziua de Paști, cu mânuțele noastre de domn, în ghilimele, de domn, hai să fim domni cu adevărat. Vom veni în ziua cea mai istorică a învierii a creștinătății și ne vom da sufletul pentru ei. În această zi vom pune pe masa săracilor, vom pune inima noastră, vom pune jertfa noastră, vom pune dragostea noastră, vom pune lumina noastră și vom pune infinitul nostru sufletesc. Vedeți ce frumos este? Trebuie să iubești infinit, trebuie să nu te oprești niciodată, trebuie să mergi înainte, trebuie să fii hotărât, trebuie să dăruiești totul, trebuie să ai mereu cuvinte frumoase, cuvinte de suflet, cuvinte de inimă și de bucurie. Vă cânt ceva în această seară, pentru că poate vreți să vă cânt, nu știu, poate vreți dumneavoastră să vă ceva să vă cânt mai special. Este săptămâna patimilor, într-adevăr, poate, sper că urmăriți această emisiune, nici nu mai știu, l-am văzut pe Narcis, colegul meu de la Cenaclul Lumină Lină, sper că mai sunt și credincioși ai bisericii care urmăresc, dacă nu e prea mult, dacă nu s-au culcat, dacă nu consideră, poate că o să ne spune ce să vă cânte în această seară. Ceva frumos și ceva minunat și mult frumos și infinit. Haideți să vă spun de un cântec despre de jertfa Mântuitorului. Așteptăm, dacă se poate face un pomenic, da, o să vă pomenesc și pe toți cei care sunteți aici, să cântați doar o lacrimă, spune, nu am toate textele aici, cu drag să cânt și trudit ai fost, iată, e sau altceva, să cântăm aici Domnului, trudit ai fost și chinuit Iisus. Uite așa, puțin, două versuri, să spunem așa, pentru că este foarte, foarte frumos acest cântec. Trudit ai fost și chinuit Iisus pentru păcatul meu cumplit Iisus. Băușa-l morții plin pahar, atât de amar, atât de amar Iisus. Băușa-l morții plin pahar, atât de amar,
Atât de amar, Iisus, tu m-ai găsit adânc căzut, Iisus, acolo-n fund de văi pierdut, Iisus, m-ai ridicat atât de blând și lacrimă, și lacrimă, Iisus, m-ai ridicat atât de plân și lacrimă, și lacrimă, Iisus. Și acum cânt un cântec special, vreau să-l fie așa, vreau să-l fac, nu știu, de o dedicație sufletească tuturor celor care au dragoste în suflet minunată. Doamne, iubirea Tu ești, cuvântul Tău e adevăr, suflete poți să iubești pe acela binefăcător. Mergând la Golgota să vezi izvorul acela frumos, cel mai frumos, ce curge din Domnul Iisus, fiind El în coastă împuns. Mergând la Golgota să vezi izvorul acela frumos, cel mai frumos, ce curge din Domnul Iisus, fiind El în coastă împuns. Iisuse, și eu Te iubesc, căci Tu prea mult m-ai iubit. De acum tuturor avestesc iubirea Ta fără sfârșit. Mergând la Golgota să vezi izvorul acela frumos, cel mai frumos, ce curge din Domnul Iisus, fiind El în coastă împuns. În Ghețiman, când Tu ai plâns cu lacrimi de sânge amar, băuta, Iisuse, întregul durerilor noastre pahar. Mergând la Golgota să vezi izvorul acela frumos, cel mai frumos, ce curge din Domnul Iisus, fiind El în coastă împuns. Mergând la Golgota să vezi izvorul acela frumos, cel mai frumos, ce curge din Domnul Iisus, fiind El în coastă împuns. V-a plăcut? Ați simțit fiorul acestui cântec? V-am cântat pentru dumneavoastră și vă mai cânt ceva închinat Maicii Domnului.
Nu închideți emisiunea, nu plecați de lângă mine, pentru că vă arăt în această seară aceste daruri mari care au ajuns la Sibiu, vă cheamă la Sibiu, vă așteaptă la Sibiu. Crucea Mântuitorului Iisus Hristos, puteți veni ca să vă închinați, se află la biserica de pe strada Dealului. În aceste zile biserica este deschisă pentru dumneavoastră. Spinul care a stat pe fruntea Mântuitorului, priviți, eu pun degetul chiar pe spinul original care a fost pe frunte. Pe spatele acestui relicvar se află pecețile originale de autenticitate, tot ceea ce vă spun este aici extraordinar, din Sfânta Clamida Mântuitorului, din tăblița cu inerei și cu tot ceea ce s-a făcut pentru noi și pentru a noastră mântuire. Ce frumos vorbiți, Părinte, să aveți sănătate, binecuvântare, dar și cei ce sunt pe lângă noastră și vă ajută, mulțumim, rămâneți liniștiți de la distanță, Tulcea. Da, sunt mulți și iată și pe Romică, colegul meu de la Cenaclu, Lumină Lină, ne bucurăm că este și Romică, refacem cumva Cenaclul Lumină Lină și pe această cale, pentru că miercuri în săptămâna mare, săptămâna luminată, pardon, vom fi la un mare concert în Moldova, mergem pe unde ne așteaptă cu cai, cu călăreți, cu oamenii, așteaptă Cenaclul Lumină Lină. Haideți să cântăm cu toții, dar cântați și voi cu mine dacă sunteți Romică de acasă și Narcis, pentru că sunt singur la această oră în biserică, iată vă arăt, sunt prin biserica Dealului, eu și îngerii, eu și sfinții. Și din câți am fost aseară, am rămas cu Maica Domnului și am rămas cu amintirea frumoasă, cu, iată, cu bucuria acestei biserici care are la această oră pe crucea Sfântă a Mântuitorului. Iată să vedeți biserica de pe strada Dealului la care veniți, cu atâta drag când sunt minunate daruri cu icoanele făcătoare de minuni, vă duc acum la măicuța noastră, vă duc și la icoana Sfântului Ioan Iacob Românul și nu în ultimul rând, am lăsat special pentru că de aici vreau să cântăm Maicii Domnului, icoana noastră din Iviron, icoana făcătoare de minuni, cu bucurie vă susținem, Părinte. Haideți să cântăm împreună cu drag Maicii Domnului. O Măicuță Sfântă, te rugăm fierbinte să ne asculți de-a pururi marea rugăminte. Haideți să la refren împreună. Nu lăsa, Măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Când plângeai sub cruce, Maică îndurerată, te-am primit de mamă, noi și lumea toată. Nu lăsa, Măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Călător pe-o mare, veșnic tulburată, noi ne-am pus în tine și nădejdea toată. Nu lăsa,
Maicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Nu lăsa, Măicoță, să pierim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. O să închei această seară, sper că v-ați simțit bine. Am cântat, am fost alături unii de alții, ne-am spus cuvinte frumoase și haideți să credem în înviere și să venim în aceste zile la biserică. Haideți să facem o săptămână mare, că de-abia început, plină de pasiune duhovnicească. Haideți să nu mai lăsăm rău și pe toți răi care vor să fie răi, să ne spună că n-am făcut bine, că ce facem noi nu e bine, că nu-i mai lăsați, nu-i mai ascultați. Fraților, noi putem întoarce pe cei răi, pe cei care s-au viciat deja în această lume. Ei nu pot să vină lângă noi. Haideți noi să fim doar cu mintea la Dumnezeu, la Maica Domnului și să ne bucurăm de ea. O cântare dragă sufletului meu, spune Părinte Cătălin, vă mulțumim, sunteți ca un balsam al sufletului nostru. Da, haideți să fim balsam unii pentru alții și să nu-i uitați pe sărat. Mulțumim, Narcis. Haideți să nu uităm, ajutați și sprijiniți proiectul nostru pentru ziua de înviere, când vrem, dragii noștri, când vrem să ajutăm săracii. Sprijiniți-ne cu cât puteți. O să vă răspundem pe Messenger, ne puteți scrie, scrieți-ne pe Messenger intențiile dumneavoastră, dacă vreți să ne ajutați, scrieți la sfârșitul emisiunii, mâine vă contactăm, vă spunem, vă dăm și contul, ce este de făcut, tot ce putem face, tot ce putem dărui să facem pentru Maica Domnului și pentru bucuria noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost împreună cu mine, am vrut în această seară să stau cu dumneavoastră. Îmi pare sincer rău că emisiunea este cenzurată, este bruiată, sunt sigur că mulți oameni ar fi vrut să intre, sunt sigur că au fost foarte mulți. O să vedeți imediat după ce se termină emisiunea, urmăriți vizualizările, să vedeți că au fost foarte mulți. Acolo nu mai pot să pună cenzură, doar aici pe această cifră unde este 145-142, ca și când deja trei iasă deodată și se plictisesc. Fraților, cei care ne ascultăm niciodată nu iasă așa deodată din spectrul transmisiei directe, pentru că suntem oamenii Maicii Domnului și ne iubim. Uitați, acum deja a crescut. Această cifră, dragii noștri, nu înseamnă că ai noștri creștini sunt labili. Știu că ați fost lângă mine, știu că sunteți lângă mine, știu că totul este minunat și vă doresc noapte cu pace. Sunt Părintele Cătălin Dumitrean, vă aștept la Sibiu, aștept să veniți aici să vă închinați la Crucea Mântuitorului. Iată, fragmentul din Crucea Mântuitorului este la Sibiu, va fi și în Săptămâna Luminată. Veniți cu drag, bucurați-vă, fiți tari, nu lăsați în această săptămână nimic să vă tulpure, lăsați-i pe cei care vin cu prostii, cei care vor să vă ducă la mese lumești, la prostii lumești, la alte lucruri. Strângeți-vă în jurul Crucii lui Hristos. Fiți luminoși și voioși să strălucească, să radieze fețele dumneavoastră a bucurie, iubiți infinit și mergeți până la capăt cu Maica Domnului, cu Dumnezeu. Stăm lângă Crucea Mântuitorului și veghem. Crucea lui Hristos se află un fragment important chiar la Biserica Dealului din Sibiu. Vă așteaptă să veniți să vă rugați și să privegheați lângă ea cu demnitate. Noapte bună tuturor! Amin!